În evul mediu, elixirul era definit drept o băutură cu proprietăți miraculoase pe care alchimiștii încercau să o realizeze pentru a dărui viață veșnică. În vremurile noastre, elixirul reprezintă un preparat farmaceutic cu proprietăți terapeutice realizat din siropuri, uleiuri volatile și alcool. Dumitru Stupcanu face parte dintr-o familie cu veche tradiție în prepararea elixirurilor cu efect antiseptic puternic. Și astăzi, romașcanul prepară astfel de poțiuni curative. Bună ziua și bine v-am găsit! Îl avem alături de noi pe domnul Dumitru Stupcanu. Dumnealui are o poveste de viață interesantă și ar vrea să ne-o dezvăluie și nouă. Bună ziua, domnule Dumitru! Bună ziua! Vă mulțumim că ne-ați primit aici, în ambientul dumneavoastră familial. Și spuneți-ne despre ce este vorba mai exact, ce aveți interesant să ne comunicați. Povestiți-ne despre viața dumneavoastră, despre strămoșii dumneavoastră care v-au lăsat ca moștenire un anumit talent, dacă îi pot spune așa. Da, să zicem, ar fi așa. Deci să încep de undeva de la străbuni. Din străbuni și din bunici ne-am ocupat cu lesul, în primul rând, de plante medicinale, uscarea, toate procesele astea care se fac pentru obținerea unor extracte naturale 100%. Și străbunica era prietenă cu o fostă farmacistă din Israel care avea în vas lui cabinet și au preparat niște elixiruri din aceste extrase din plante, le-au dozat, bineînțeles, și am tratat, adică, în primul rând, tratat doamna doctor. După ce o plecat definitiv de la noi din țară, a rămas bunica ca pion principal și eu aveam un hobby, să zicem, la câțiva ani, să zicem, de la 5 ani, eu umblam cu ea prin păduri, pe dealuri, pe câmpii, pe unde știa ea că putem găsi plantele pentru să obținem extractele astea, să facem elixiruri. Cu ce scop făceați aceste elixiruri? Ce tip de afecțiuni tratați cu aceste elixiruri? Cel mai mult se trata bolile infecțioase incurabile, pentru că bunica avea o mătușă care lucra la Spitalul Victor Babeș, Tanterica, în București, și toți oamenii care îi trimitea din spital să moară acasă, îi sfătuia să vină la Vaslui. La Vaslui, dacă veneau, erau tratați, le preparam elixiruri și luau ei cu dozajul care le-l dădeam noi, și se făceau bine și erau oameni care veneau după un an, după doi, după trei, să ne mulțumească. Leacurile lui Dumitru au ajutat multe persoane care sufereau din cauza unor infecții grave. Niciodată Dumitru Stupcanu n-a cerut bani pentru tratamentele naturiste oferite. Dumneavoastră, prin această tradiție, și vreau să punctați, să ne spuneți dacă și bunica dumneavoastră, mama dumneavoastră, făceau toate aceste lucruri contra cost sau o făceau în mod voluntar? În mod voluntar făceam toate astea, pentru că, în primul rând, motivul principal aveau foarte multă credință în Dumnezeu. Îi făcea ca răsplata să fie undeva după moarte, sus. Nu. Dați-ne câteva exemple de plante care ajută la prepararea acestor elixiruri, acestor tincturi. Plantele ar trebui să, eu știu, să le spun denumirea științifică. Spuneți-ne denumirea populară. Da, populară ar fi vorba de, cum le spuneau bunicii și străbunicii, era vorba de săgetătură, o plantă care are niște săgeți și crește pe dealuri, pe lângă drumuri de astea nemodernizate, adică din pământ. Și,
Asta e o plantă foarte rezistentă, care trece roata mașinii peste ea și ea nu are nimic. Da. Adică ca plantă, ca rezistență. Ce efecte curative are această plantă? Asta ajută la distrugerea microbilor ăștia intraspitalicești. Deci are un efect antiseptic. Dacă e și antiseptic, pentru că sunt mai multe plante, el e în dozajul care a fost făcut de doamna doctor Haimovici, a avut un mult mai mare efect, pentru că bunica făcea așa, cum o știut și ea, dar doamna doctor o dozat fiecare extract cât să pună ca să obțină un elixir. Da. Și după mama dumneavoastră, ne-ați povestit că erați mic și mergeați cu ea să culegeți aceste plante. Cu străbunica mergeam. Este o tradiție de familie. Da, da. Dumneavoastră, în prezent aveți aceste, preparați încă aceste tincturi, le aveți depozitate la dumneavoastră? Sunt elixiruri care le prepar cât mai... cu cât le prepar mai din, adică mai pe moment, au efect mai mare. Dacă rămân câțiva ani, ele își pierd. Nu mai au același efect. Mai mergeți în căutarea acestor plante chiar și acum sau vă este greu la vârsta dumneavoastră să... Am plante culese anul ăsta. Ăstea care rămân de anul ăsta, eu la anul nu le mai folosesc. Culeg în fiecare an. Înțeles. Cine vă ajută să mergeți până la locațiile respective? Mergeți împreună cu cineva sau vă duceți singur? Mă duc de obicei singur. În Vaslui aveam, mai luam așa niște cunoștințe, dar aici mă duc singur. Am mai fost la un cuscru cu care m-am dus și m-a ajutat la cules. Înțeles. Și... odinioară, când erați mai mic și mama dumneavoastră colabora cu această doamnă doctor ca să facă aceste elixiruri, cum erau distribuiți bolnavii? Cum ajungeau la dumneavoastră? În primul rând, acolo, cum funcționa totul? Bolnavii, cei mai mulți, erau trimiși de la București. Că spitalele foarte mari în București și erau foarte mulți bolnavi care veneau. Într-un oraș, să zicem așa cum e Romanus, câteva paturi. Aici nu se compară cu București. În București, care îi trimitea doctorii să moară acasă, asta mătușa, tante Rica din București, lucra la spital și cred că afla de ei și le spunea, dacă vreți să mai trăiți, duceți-vă la Vaslui și o să vă faceți, vă vindecați 100%. Deci aveți și dovezi, aveți oameni care în trecut s-au vindecat. Sunt oameni care s-au făcut foarte... adică toți. Eu n-am întâlnit pe cineva care să zică că s-a tratat 50% sau 80%. Eu știu de numai de 100%. În general, cu ce afecțiuni ajungeau la dumneavoastră? Infecții foarte, foarte multe. Infecții la coloana vertebrală, la plămâni, sau septicemie, care era generalizată în tot corpul, și cum superinfecții, cum mai spune și denumirea asta. Adică au infecții foarte, foarte grave. Romașcanul susține că multe forme de infecții grave sunt cauzate de condițiile din spitale. Dumitru Stupcanu spune că și victimele de la Clubul Colectiv care mor din cauza infecțiilor survenite după arsuri pot fi salvate cu un astfel de elixir. De ce credeți că erau cauzate aceste infecții și de ce credeți că mai sunt cauzate încă și astăzi? Ele, cauza exactă, după cum cred eu, nu știu, ar fi și mizeria în spitale. În spitale. Și elixirul ăsta nu contează. Deci odată și-a luat omul prima porție din elixir, el poate să stea, noi n-am avut un lux super acolo, nici n-am stat în Vaslui într-o palat. Noi am stat într-o casă modestă. Deci dacă venea la noi, nu era, eu știu,
Am înțeles. Da. Nu aveați foarte niște condiții. Nu aveam condiții, și să spun. Cum? Na, că eram într-o margină a vasluiului. Nu. Da. Referitor la momentul acesta, în prezent, ați vrea să ne comunicați ceva în legătură cu aceste infecții care tot apar și, iată, sunt cazuri mediatizate tot mai des și mai ales în ultima perioadă. Ce părere aveți despre aceste cazuri de infecții care, ne-ați spus mai devreme, ar putea fi tratate? Dacă n-auzeam aseară la televizor că a avut curajul un singur doctor din țară să spună într-adevăr că oamenii mor cu zile în spitalele din București, nici nu veneam să anunț chestia asta la dumneavoastră. Da, deci ați prins curaj? Am prins curaj că am văzut la televizor că a avut curaj un doctor să vină și să spună că oamenii mor cu zile. Din ce cauză? Din cauza infecțiilor. Infecțiilor intraspitalice. Da. Și vă referiți, cred, în mod concret la cazurile victimelor acum, de la colectiv. Da, acum da. Și care asta este părerea dumneavoastră? Părerea mea că n-ar fi trebuit să moară nici nepoțica lui domnul Dumitru Prunariu, nu știu câți ani, Dumnezeu să o ierte, avea 13 ani, sfarică, dacă doctorii nu țineau în secret chestia asta, dacă ar fi, de exemplu, dacă aș fi știut cu cât fac 5 ore până în București, dacă aș fi știut cazul ăsta, eu mă duceam cu elixirul la București și nu murea nepoțica lui Dumitru Prunariu. Deci aveți leacuri și pentru astfel de afecțiuni? Ah, și pentru meningită, stafilococă, purulentă. Da. Da. Și în ceea ce privește aceste infecții intraspitalicești, dumneavoastră ați fi dispus să vă oferiți ajutorul pentru victimele de la colectiv? Da, mă gândesc din ăștia care au infecții generalizate și sunt foarte grav, dacă ar lua din elixirul ăsta, sunt aproape 100% că ar scăpa de infecții. În restul rămân problemele care le au cu arsuri, cu restul. Dar măcar nu ar mai măcar n-ar mai avea infecții. Așa afirmați dumneavoastră. Așa afirm eu și infecția, dar odată ce pielea nu mai protejează, au primul să pătrundă. E carnea vie. Da. Și ei se infectează. Acest tip de leacuri nu se administrează niciodată după ureche. De aceea, înainte de a consuma vreo infuzie dintr-o plantă despre care nu știți suficiente lucruri, trebuie să cereți mai întâi părerea unei persoane avizate. Cum se administrează aceste elixiruri? Păi, se administrează, eu spun cum le dădea bunica, străbunica și așa le-am dat și eu. Deci, se dădea 750 de grame, deci ca cantitate atâta se dădea în 3 zile pe săptămână. Se împărțea, deci astea 750 câte 250 de grame. Și alea 250 de grame se împărțeau în 3, se dădea dimineața, la prânz și seara. Într-o singură zi. Da. Asta era metoda. Vreau să repetăm, dumnealui face totul voluntar. Da. Bun. Dumneavoastră, acum ați vrea să dați un ajutor victimelor de la Clubul Colectiv? Da, aș vrea să dau un ajutor la ăștia care sunt grav și nu, adică mă refer în primul rând la chestia cu infecțiile, deci la chestia cu arsuri, cu transplant de piele, cu eu știu ce mai, asta nu. Deci numai la infecțiile intraspitalicești. Da. Și cum credeți că veți reuși să faceți acest lucru? Pentru mine e simplu. Mă urc în mașină, mă duc la București cu elixirul preparat și pot să îl dau la cine o să vrea. Înțeles. Cine? Da. În prezent încă mai colaborați cu anumite persoane, îi ajutați în probleme cu infecții de acest gen? Acum urmează să plec în săptămâna viitoare, plec în Irlanda, am un vechi prieten
cu infecție pulmonară și mai are și el alți prieteni acolo, într-un spital particular. Și el vrea să-l tratez, pentru că știe că am fost ca voluntar umanitar în Irlanda și i-am povestit că pot să tratez bolile astea infecțioase grave. Da. Din toată această tradiție de familie, cine a mai rămas să o ducă mai departe? Sunteți Simul, dumneavoastră? Numai eu. Străbunica a murit, bunica, mama, părinții sunt morți. Numai eu singur mai sunt. Și dacă veți vrea să lăsați mai departe cuiva această tradiție, este dispus cineva, unul dintre copiii dumneavoastră? Copiii, da. Nu știu, deocamdată sunt toți în Irlanda. Nu știu. Ar fi rău după mine ca să... Deci plantele astea nu costă niciun ban. Eu mă duc și le culeg de pe pădure. Da, de unde... Deci nu dau bani pe ele. Mă duc numai și le culeg, le usuc și le pregătesc, extrag extractul ăsta natural din ele și prepar un elixir, să zicem, pentru bolile astea infecțioase. Deci ăsta nu costă nimic. Sau cum au spus ei că trebuie să facă alte spitale. Pentru ce să facă alte spitale? Dacă înainte se trata într-o căscioară care am avut-o noi, deci nu pot să spun că aveam, eu știu, ce condiții. O casă modestă am avut în Vaslui. Da, a fost afirmația făcută că ar trebui să se construiască spitalul cap-coadă ca să înlăture aceste infecții intraspitalicești. Și banii ăștia care îi cheltuie statul, aseară sau nu știu când mi-a spus la televizor, mii de euro costă. Bine, că nu intră complet cu toate, da, nu numai... Romașcanul își culege singur plantele din care face leacuri. Aici aveți unele dintre aceste plante din care preparați elixirurile. Dați-ne câteva exemple de denumiri populare ale acestor plante și la ce sunt folositoare. Deci, chiar în cutia asta de deasupra, țintătură. Asta e țintaură. Țintaură. Și cinci degete. Astea în combinație. Deci niciodată nu se folosesc numai de un singur fel. Deci noi facem niște extracte care le combinăm, cum ne-a învățat doamna doctor Haimovici din Israel, și se obține elixirul care îl dăm la bolnavi. Da. Astea sunt niște plante de săgetătură care tot la fel în combinație sunt folosite pentru prepararea elixirului lor. Da. Și ultimele? Ultimele și n-ar fi ultimele. Vermele. Da. Astea sunt plantele care le folosim pentru niște vermi foarte mici, care sunt aproape invizibile. Deci, astea sunt, în caz de septicemie, să ajung prin tot organismul. Da. Și omul poate să moară. Se pot observa doar microscopii. Microscopii se observă. Cam după 5 zile de spitalizare au început să apară. Dar au recunoscut acum, na. Au recunoscut în ce sens? La televizor au spus că cam după 5 zile de spitalizare au început să apară și infecții. Da, da. Bine, domnule Dumitru, aș vrea să ne spuneți în final dacă dumneavoastră sunteți dispus să vă oferiți ajutorul acestor persoane și dacă da, să adresați un apel către cei care vor să o facă, să vă contacteze, să vă caute, să nu ezite să vă caute, pentru că ați putea să ajutați victimele de la colectiv și nu numai pe ele, chiar și cei care se știu cu anumite infecții sau grave. Sunt într-un caz disperat. Sunt mai ușoare, care se tratează în spital cu antibiotice, poate să fie tratați acolo, dacă are nu au nicio șansă de viață, eu pot să-i tratez ca să-i readuc la viață. Deci ca să nu moară. Bine, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.
Produsele din plante au fost utilizate încă din vremuri străvechi pentru tratarea mai multor afecțiuni. Totuși, în ceea ce privește spusele lui Dumitru Stupcanu, fiecare este liber să tragă propria concluzie. În orice caz, nu apelați la poțiuni sau ceaiuri preparate în necunoștință de cauză, pentru că vă pot afecta grav organismul.